Tesla a prezentat un robotaxi care poate funcționa complet autonom. Nu are volan și nici pedale. Fondatorul Tesla, Elon Musk, a dezvăluit un robotaxi mult așteptat, cu două uși care se deschid în sus și care nu are volan sau pedale. Musk a prezentat și robovanul, pariind pe o schimbare de orientare de la mașinile de masă cu prețuri reduse la vehicule robotizate. La acest eveniment, Musk a urcat pe scenă într-un Cybercab care urmează să fie produs începând cu anul 2026, urmând să fie produs la cantități mari și la un preț sub $30,000. A prezentat apoi robovanul, care poate transporta până la 20 de persoane, deși a oferit prea puține detalii. În același timp, compania Cruise, unitatea General Motors, care se ocupă cu construirea mașinilor autonome, se pregătește și ea să reia testarea taxiurilor care se conduc singure în uzina din Arizona. Compania și-a suspendat operațiunile din Statele Unite în octombrie anul trecut, după un incident în San Francisco, unde unul dintre taxiurile sale autonome a lovit o persoană din cauza unor defecțiuni tehnice. Acum, dacă este de domeniul science fiction și încotro se îndreaptă tehnologia, aflăm în minutele următoare de la invitata mea, Ana Maria Stancu, fondatoarea RoboHub. Bună seara și mulțumim că sunteți alături de noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Acum, am văzut, doamna Stancu, ce spun experții și analiștii, și ei consideră că integrarea acestor robotaxiuri ar putea dura ani de zile. Implementarea lor ar putea dura foarte mult, iar asta din cauza nevoii de siguranță și de fiabilitate. Ca orizont de timp, când ne putem aștepta ca aceste taxiuri autonome să fie pe străzi, să circule pe străzi? Deși să spunem că la nivel de tehnologie ar fi undeva între 3-5 ani, pentru că nu știm în acest moment cine la ce se lucrează și este vorba de tot felul de chipuri, tot felul de camere, tot felul de învățare autonomă care sunt integrate în aceste mașini. Deci am putea vorbi de un orizont de câțiva ani puțin, însă în ceea ce privește reglementarea, așa cum au menționat și alți experți, o să fie un pic mai dificil, pentru că în acest moment abia aflăm care ar putea fi riscurile și abia aflăm în ce direcție ar trebui să se ducă această reglementare. Când vorbiți despre aceste scenarii, nu știu, ne referim la vreme nefavorabilă, la intersecții, la interacțiunea cu pietonii sau la ce anume vă referiți? În general, ați văzut că și în clipurile pe care le vedem pe internet, fie cu roboți umanoizi, că am avut și roboți umanoizi la această prezentare, fie cu mașini, merg pe un traseu predeterminat. E adevărat, în San Francisco este un traseu predeterminat mai mare, însă nu poți să pui o mașină autonomă oriunde și să te aștepți să meargă. În primul rând, pentru a recunoaște toate aceste imagini, are nevoie de un internet foarte bun, pentru că folosește cloud computing pentru a putea detecta ce tip de imagini sunt. În al doilea rând, îi trebuie un profil deja făcut înainte, o hartă a traseului. În toate clipurile pe care le vedeți, este ceea ce numim în această zonă un mediu controlat. Adică și roboții pe care îi vedeți, aceia bipezi, sunt într-un anumit mediu cu niște mișcări deja prestabilite. Când pui un robot, fiecare picioare, că este ca cel din spatele meu cu roți, când îl pui într-un mediu pe care unde nu a mai fost până acum, pe care nu îl are deja înregistrat, nu se va descurca. De ce? Pentru că are nevoie în continuare de un om să-i facă hartă și încă nu am ajuns chiar acolo cu tehnologia încât să poată să devină autonom. Ar putea un astfel de autovehicul autonom să meargă pe un traseu prestabilit, de pildă, dau un exemplu, să-i preia copiii de acasă și să-i ducă la școală? Teoretic, da. În acest moment există minivan-uri de genul acesta, bine, nu atât de glamuros cum l-a făcut Musk pe acesta, însă există deja în Estonia care fac trasee prestabilite. Adică urmează o rută care este deja cunoscută, care este pregătită, care nu are tot felul de obstacole. De asta îl numim mediu controlat, pentru că cumva știi cu ce se va întâlni și toate obstacolele respective sunt deja înregistrate în memoria robotului, astfel încât să le poată recunoaște.
toată lumea aștepta doamna Stan cu prezentarea de către Elon Musk a acestui robotaxi, dar ca de fiecare dată, în stilul caracteristic, Elon Musk a surprins audiența și a prezentat acest robovan. De ce este un soi de autobuz al viitorului? Fără doar și poate avem nevoie de el. Ceea ce facem nu este neapărat o inovație, pentru că, așa cum am mai zis, mai există modele, dar nu atât de glamorous la nivel mondial. Însă, la ce este foarte bun, este să facă astfel de evenimente și să promită lucruri pentru a mai strânge capital. Numai că trebuie să observăm că de data aceasta, spre deosebire de prezentările anterioare, acțiunile Tesla nu au crescut vertiginos, ba din contră au scăzut foarte puțin, ceea ce înseamnă că oamenii au niște așteptări. Elon Musk a mai promis încă din 2015 o mașină complet autonomă, lucru pe care l-a tot întârziat de atunci și în momentul ăsta are niște mașini autonome, însă au nevoie tot timpul să aibă un om acolo. Adică nu suntem încă acolo la tehnologia pe care el a promis-o încă din 2015. Așa că din punctul nostru de vedere, care lucrăm în domeniul ăsta, este un marketing așa frumos despre ce s-ar putea face, însă mai avem destul de mult până acolo. Evenimentul de lansare a fost anunțat în urmă cu câteva luni, chiar în vară, dacă nu mă înșel, însă a tot fost amânat pentru că, din ce am văzut, că a relatat presa internațională, Elon Musk a cerut inginerilor săi mai multe modificări ale prototipului. Ar fi putut întâmpina probleme și de aceea a fost amânat evenimentul? Fără doar și poate, și până nu vom vedea această mașină autonomă mergând singură, putem inclusiv să considerăm că a fost condusă prin telecomandă, pentru că se poate și asta. V-aș readuce de asemenea aminte că la prima conferință de presă, când Elon Musk a anunțat că se apucă să construiască roboți autonomi, a adus pe scenă un om îmbrăcat în robot. Adică aș fi un pic așezată în ceea ce privește viitorul. Este foarte bine că avem astfel de visători care ne fac să vrem să mergem și să vizualizăm ce vedem în continuare, însă ce ne propunem și care este realitatea sunt un pic distanțat. Așadar, recomandați, pentru că tot de aproape 2 ani și jumătate ne lovim de inteligență artificială, să aspirăm la aceste chestiuni, știu, poate sub imperiul rezervei mai degrabă? Da, inclusiv legat de inteligența artificială, pentru că și în cazul inteligenței artificiale și a mașinilor autonome, încă nu putem prevedea tot ce poate merge greșit cu aceste tehnologii. Încercăm să ne dăm seama, nu ne oprim din dezvoltare, însă mai avem până să ne dăm seama cum să reglementăm foarte bine. Comisia Europeană a început deja și alte instituții la nivel mondial, însă pot fi efecte pe care niciunul dintre noi nu le-am preconizat.